DXRacer este unul dintre cei mai importanți producători de scaune de gaming, pentru o perioadă lungă de timp fiind singurul sponsor ce putea fi văzut în competițiile profesioniste de jocuri video. Salut, eu sunt Roberto, iar invitatul acestei scurte video-prezentări este un model din seria Drifting a producătorului mai devreme menționat. Asemenea altor scaune de gaming DXRacer, Drifting este la rândul său inspirat din domeniul auto, mai exact al mașinilor de curse, însă ce surprinde la acest model, ca de altfel la întreaga serie, este construcția. Suprafețele scaunului fiind realizate din piele sintetică în trei culori, negru, roșu și alb. Seria Drifting de la DXRacer este potrivită pentru orice tip de gamer, având numeroase posibilități de reglare, o greutate maximă admisă de 120 de kg și o lățime suficient de mare pentru a cuprinde orice persoană. Astfel, datorită sistemului cilindric cu gaz, scaunul se poate regla pe înălțime aproximativ 10 cm, se poate înclina cu totul până la 12 grade, spătarul se poate ajusta până la un unghi de 135 de grade, iar funcția de înclinare poate fi oprită prin utilizarea mecanismului de blocare integrat. Mânerele sunt confecționate dintr-un material plastic moale și confortabil, putând fi ajustate doar pe verticală. Roțile sunt solide, iar cel mai important aspect, sunt foarte silențioase. Ele sunt montate pe o bază în formă de stea, cei de la DXRacer mândrindu-se de construcția, dar și materialul din care este confecționat, nylon, același material ce poate fi regăsit prin intermediul anumitor accesorii disponibile pe mașinile de curse. Scaunul se livrează cu două accesorii foarte importante, o pernă pentru gât și una pentru zona lombară pentru o poziție cât mai sănătoasă și confortabilă. Trebuie menționat că aceasta nu este singura combinație de culori ce poate fi găsită pe seria Drifting de la DXRacer. Există 7 modele, coloristica acestora variind de la negru complet la portocaliu, roșu sau albastru. Îl puteți alege pe cel care vă place cel mai mult urmărind linkul din descrierea acestui clip.